Accident rutier în Bulgaria. Doi tineri moldoveni au murit, iar alți doi au ajuns în stare gravă la spital după ce mașina în care se aflau a fost lovită violent de un microbuz la intrarea în orașul Varna. Tinerii care au murit în vârstă de 25, respectiv 29 de ani, formau un cuplu de mai bine de un an. Potrivit presei bulgare, tinerii moldoveni mergeau la odihnă în Bulgaria. Șoferul mașinii în care se aflau moldovenii ar fi încetinit brusc în momentul când a observat indicatoarele restrictive de viteză și camerele de supraveghere. La rândul său, șoferul microbuzului care se afla în spatele autoturismului n-a reușit să frâneze la timp și s-a izbit violent în portbagajul acestuia. Un băiat și o fată care formau un cuplu și care se aflau pe bancheta din spate au decedat în drum spre spital. Sora fetei decedate și soțul ei, care la fel era în mașină, sunt în stare gravă. Părinții tinerilor au plecat în Bulgaria pentru a duce corpurile neînsuflețite și pentru a-i vizita pe cei răniți la spital. Prietenilor sunt șocați și nu le vine să creadă celor întâmplate. Pentru mine a fost prietena cea mai bună. Eu sunt prima care am aflat. A fost o durere care nu se oprește în inimile noastre. Să-mi lipsească enorm de mult. Și câtă durere pentru părinți. Noaptea de astăzi, adică la 2-3 mi s-a spus, a rămas frăpat pentru că nu venea să cred că era o persoană specială pentru toți. Ei plecau la odihnă, s-au pornit vineri seara, trebuia pe sâmbătă dimineață deja să fie acolo. Deci, din păcate, au ajuns, dar nu la destinație. Totodată, în urma accidentului, au suferit diverse traumatisme și 5 pasageri ai microbuzului, printre care și un copil de 7 ani. Potrivit responsabililor din cadrul Ministerului de Externe, Ambasada Republicii Moldova de la Sofia, în comun cu autoritățile bulgare, au inițiat procedura de repatriere a victimelor.